atâta pot să spun că datorită medicului anestezist, cred că sunt astăzi în viață, care nu a cedat și lupta și mi-aduc aminte cum mă presa și încerca să mă readucă la viață și striga, hai măi băiete, hai măi băiete, și după 25 de minute de resuscitare în care nimeni nu mi-a mai dat nicio șansă, minune sau nu, inima a început să își recapete funcțiile vitale și ușor, ușor și-a revenit, iar doamna anestezist sau domnul anestezist, nu mai mi-aduc aminte, pentru că avea bine. Da. A strigat și a revenit, haideți înapoi. Și a venit medicul exergian, nu-i venea să creadă și a continuat operația. Și după 12 de ore de operație, am ieșit din sală. Medicul exergian le-a spus părinților mei și celor care mă așteptau, operația este reușită, am reușit să salvăm viața, dar va rămâne paralizat de la gât în jos toată viața. Fără nicio șansă. Bineînțeles, mi-a spus și mie lucrul acesta, dar eu pentru faptul că încă eram sub efectul anesteziei, nu mai aveam dureri, după 8 zile de dureri cumplite, nu mai mă durea nimic și atunci nici nu m-a împăsat de ce spune că nu o să merg sau nu o să mișc. Faptul că nu mai mă durea nimic... Era prima victorie. Era cea mai mare victorie. Era gloria. Urma apoi și alte episoade dureroase, pentru că măduva, repet, este organul cel mai sensibil și care produce atât și atât de multe dureri, de multe ori incompatibile cu viața. Bineînțeles, am ieșit din sala de operații și imediat după ce am ieșit din sala de operație, la câteva ore, la vizita de seară, a venit profesorul exergian cu gruparea de medici și am spus, domnul doctor, vreau să vă spun ceva. Zi, măi, băiețele, așa îmi spunea, băiețele. Domnul doctor, vreau să vă spun că am văzut ceva în sala de operație. Pot să vă spun? Și el a zis, lasă, mâine, nu e nevoie acum, lasă, acum ești obosit. S-a întors cu spatele, le-a spus părinților că încă sunt sub efectul anesteziei și că s-ar putea să deviez, să vorbesc alte lucruri. A plecat. Dimineața la ora 8 a venit din nou în vizită, așa este protocolul medical, și i-am zis din nou, domn doctor, vă rog mult, pot să vă spun ceva ce am văzut în sala de operații? Fiind foarte ocupat, cu multe probleme, a zis mâine. Domnul doctor, vă rog frumos, acum vreau să vă spun, acum, în secunda asta. Și a zis, bine măi popică, ia zi măi popică. S-a așezat pe pat lângă mine și am spus ce am văzut în sala de operații, pas cu pas. În momentul în care am început să-i spun ce se petrece, mi-aduc aminte și chipul doctorului, care s-a schimbat total și a zis, stai, stop, ia să ieșiți voi afară, i-a scos afară pe ceilalți și a rămas doar eu cu domnul doctor. Și a zis, spune-mi acum, părinte. Și am povestit ce am fost în sala de operații, ceea ce s-a petrecut, o operație laboroasă pe care a făcut-o, pas cu pas, i-am spus. Și mi-aduc aminte că la sfârșit m-a mângâiat pe cap și a zis, te cred, părinte, te cred. A plecat și vreau să zic că mă vizita aproape în fiecare zi, deși medicul își făcuse datoria, de aici nu mai ținea de el. Venea fiecare zi și le spunea și părinților mei, de acum Dumnezeu lucrează. Mi-aduc aminte un lucru extraordinar pe care l-a spus și îl rețin și nu pot să nu vi spun și dumneavoastră, faptul că atunci când a ieșit din sala de operație și chiar m-a condus până la terapie intensivă, când l-am întrebat ce șanse sunt, a zis, părinte, să știi că te-a operat Dumnezeu, nu eu. Am crezut că mi se pare, iar la câteva zile l-am întrebat dacă își menține ceea ce mi-a spus. Și a zis, da, părinte, cred că în această operație a participat mai mult Dumnezeu. Dumnezeu te-a operat, nu te-am operat eu. Urmează, doamna Mirela, acum o perioadă destul de grea, se numește perioadă de recuperare. Recuperare. Recuperare pentru cei care au șanse de a-și reveni vreodată. Pentru cei care sunt paralizați de la gât în jos, nu există nicio recuperare. Și totuși, protocolar, trebuie să te transmită de la secția de chirurgie pe secția de recuperare, la etajul 10, unde urmezi un tratament de o săptămână, două, trei, nu știu cât precis, în care se încearcă o reactivare a membrelor care sunt paralizate. Am rămas paralizat de la gât în jos, traumatizant, și mi-aduc aminte un lucru extraordinar cu care dumneavoastră ați început emisiunea. Faptul că doamna Ligia a venit la mine, nu am chemat-o eu,